izolația este aceasta, care vine în cavitate, a luat-o vântul. Și le mai prindem cu aceste cleme din plastic, le-am pus invers. La zidărie trebuie răbdare. Răbdare și atenție. Pe capete tot timpul trebuie să avem grijă ca să chituim. Să chituim bine. Am pus la 8 cm vinclu și o să trasez iarăși. Trebuie să continuăm, să terminăm de fapt rândul acesta și apoi ridicăm sforile. E tare rău de tot asta.
Andrei, fă tu răspările și pe partea cealaltă. Bine, nu peste tot. Ai vreun bolovoc aici? Da. Andrei, ridici tu din partea cealaltă, te rog frumos. Nu mai semn? Uite, ia... Am început să zidim, să ținem rosturile bine, rost pe rost. Problema a fost jos la aceste aerisiri. Inginerii Brix este puțin mai mare, se pierde. Puteam să decalez puțin rosturile, să le fac ba mai mari, ba mai mici. Așa am făcut de la al treilea rând în sus. Acum pe partea aceasta nu putem să plecăm. Eu am calculat cu inginerii Brix ca să venim cărămidă întreagă sau cărămidă pe jumătate. Aceste cărămizi sunt mai scurte decât celelalte, cu un centimetru aproape. Acum, ca să venim rost pe rost, adică rostul acesta, întreagă, rost, întreagă, rost, întreagă și tot așa. Aici trebuie să facem jumătate, dar așa trebuie făcut și pe partea aceasta. Vine aici. Următoarea vine întreagă. La fel trebuie să vină întreagă și pe partea aceasta. Singura soluție ca să putem să furăm cu ochiul, așa ne spunea arhitectul, eu fac în felul următor. Iau un tais, îl fac la 90 de grade, o să-l pun ca să aibă armătură, o să țină destul de bine. Și apoi o să facem celelalte cărămizi, cele două cărămizi, o să le punem în 45 de grade. Și de asemenea o să-i punem taisuri și deasupra. Aici avem în 45 de grade, aici la fel, aici avem în 45 de grade, aici în 45, aproape că nici nu se vede, nici nu se observă. El când o să se usuce, materialul când o să se usuce, o să se facă ca aici, o să se deschidă la culoare. Deci acum... Să pun material. O să pun taisul. Și încerc să se mai sparge. Dar prefer decât să fac praf, mai bine tai cu acest sistem. Este destul de bine. Mai facem una.
dacă trebuia să le facem și una vine pe dos, una pe față. Putem să le facem oricum, putem să le facem de fiecare dată pe față. Să pun pe aceasta. M-am tot gândit cum să fac și am aplicat această idee. Mi-a venit această idee, așa că o să facem nu merge chiar așa repede. Încercăm să-l punem cât mai pe vârf. Aș putea să-l las chiar așa, nu ar deranja pe nimeni. Deasupra o să punem alt tais. Felul acesta. Am apelat la fes. Pe gangul acesta este curent, mai rău ca în prize. Și decât să răcesc, mai bine iau un fes pe cap. Am pus și vata în cavitate. O să mai pun rândul acesta și încă unul. Și trebuie să mergem și noi la cumpărături. Așa e când ești departe de casă. Noi trebuie să facem de toate. Și mâncare, și spălat, și curățenie, absolut tot. Nu se întâmplă mereu să avem surprize din acestea, dar v-am spus, nu o spun ca o scuză, pentru că sunt adeptul să găsesc soluții, nu scuze. Și singura soluție, după părerea mea, a fost aceasta. Să facem la 45 de grade și să punem jumătate. Acum o să vină jumătate de cărămidă, apoi iarăși în 45 de grade și tot așa.
Vata nu are densitate mare. Este foarte pufoasă. Se pune și celotex, o spumă cu folie de aluminiu. Aici trebuie să ajungem exact pe rost. O să trebuiască să facem la 45 de grade iarăși. Am zidit fără să mă grăbesc. Foarte mulțumit de cât am făcut astăzi. O să punem iarăși un tais ca să se lege. Normal trebuia cărămidă întreagă, dar așa s-a întâmplat. Acum o să tai iarăși. Aici era bună o mașină de tăiat, mașină mecanică, nu electrică. Mașina de tăiat pavaj. Să le îndrept. V-am spus, am posibilitatea ca să tăiem și cu flexul. Dar nu vreau ca să scoatem foarte mult praf. Astăzi am pus la 250 de cărămizi.
A trebuit să mai fac și altceva, ba am băgat vată, ba am făcut calandrii. Au fost și puncte moarte și am început la 9, la 9. Am început la 9. Eu cred că pentru un tâmplar e destul de bine, nu sunt zidar, v-am spus. Dar se plătește undeva ca bricklayer la cărămidă aparentă, se plătește o liră pe cărămidă sau 70 de pence. Deci astăzi aș fi câștigat destul de bine. Dacă mâine încep de la ora 8, cred că o să pun peste 300 de cărămizi, să nu mai fac nimic altceva decât să pun cărămidă, să nu mai facem schelă, să nu mai facem nimic altceva. Este o poziție puțin mai incomodă. Verificăm de fiecare dată sfoara, să nu se agațe în ceva, să ne arunce, să ne devieze. Astăzi am fost și am cumpărat cavity closer-ul. Sunt niște capace care o să ne astupe cavitatea. Bebe, vino și ajută-mă să scoatem un cavity closer. Și am mai cumpărat și boia îndrugii. Boia îndrugii sunt în felul acesta, din metal. 1 la 150. Și unul la 180. Avem aici 1800 cu 100 pentru perete de 300. Și avem și izolație în interior din polistiren. Aici este partea din interior unde o să vină beceaurile și aici este partea la exterior unde o să vină cărămida. Aceasta este cavity closer.
Sunt mai multe modele. Acest model se poate desface și se poate tăia și din el. Sunt altele cu niște striuri care se pot tăia din se poate tăia din spuma aceea. După ce am format rosturile, acum dăm pe toată suprafața ca să îndepărtăm mortarul care a mai rămas pe buza la cărămidă, pe marginea la cărămidă. Așa arată peretele, se vede altfel decât 2-3 rânduri. A început să se usuce partea de jos, ușor, ușor, ușor se usucă mortarul și se deschide la culoare. Mie îmi place foarte mult. Proprietarilor de asemenea le place această cărămidă foarte mult. Mâine o să introducem în cavitate vată și fratele meu o să zidească beceaurile, să ajungă la față, la taisuri. Mai pune un rând. Apoi continuă cu cărămida. Mâine ar trebui să terminăm cu cărămida pe laterale. Să punem și boia în ruge ar trebui. Teoretic, practic, mai vedem. Aici am terminat de zidit. Ar trebui să mai facem două rânduri. Dar o să vină pendența foarte mică, o să vorbesc cu proprietarul să vedem ce facem, dacă zidim mai mult sau cam proiect. În proiect ar trebui să mai dărâmăm încă vreo 3 rânduri, pentru că acolo ar fi un 2 metri la exterior și nu e normal. Aici am lăsat ștrepi, am vrut ca să scot lemnul acela, calandrul, și am completat cu vată. Acum trebuie să completez cu vată și să termin rândurile acestea. Ia, bebe! O să pun vata. Să se petreacă 10 cm în dreptul la colț aici. Se petreacă 10 cm pentru că este cavitatea. Să nu-l ia vântul. Acestea sunt capacele, cavity closer. Aici Andrei a prins capacul de jos și l-a prins în cuie. Aici o să... Deci avem taisurile la fiecare bolțar, la fiecare beceau. E posibil să ne controleze.
este din interior, bebe. Este destul de bine. Așa o să fac și la partea de jos. Aici o să vină un glaf din plastic care o să iasă 4 cm în afară. Să facem la fel și în locul acesta. Fratele meu a pus Boian Drogul, a pus și în becea pe spate. Ia. Acum avem această membrană care o să o punem un centimetru de la fața Boian Drogului, se ridică peste Boian Drog și trebuie să ajungă la jumătatea la becea. Acolo o să tăiem ca să prindă bine materialul. Iar în interior o să punem la față, la jumate și pe margine, o să punem picurătoria aceea, la fel ca aici. Acum putem să luăm exact măsura pentru ferestre, pentru fereastră. Aici o să vină o fereastră sash window. Sunt cele care culisează sus-jos. Ca cea din partea dreaptă, de la vecin. Acest ciocan este foarte bun pentru buciardat. Avem lame care se pot schimba, se pot răsuci, ele intră pe pană. Putem să tăiem, am și cuțite drepte. Acestea sunt cuțitele. Sunt două cu dinți și unul drept. O să scot unul. Și o să-l introduc pe acesta. Așa arată.
Acesta este un ciocan normal de zidărie, iar acesta avem posibilitatea să spargem cremidă cu acești dinți sau să buciardăm. Buciardat este atunci când spargem suprafața cărămizii. Aceasta înseamnă să buciardăm. Vă recomand acest ciocan. Trebuie să facem un rost întreg cu adezivul care mai vine deasupra și cu membrana. Avem 33x2, este destul de bine. 33x2. Astăzi am terminat zidăria, nivelul, și putem să începem la acoperiș. O să vină puțin mai jos, cu două rânduri față de extinderea din stânga. Aceasta o să aibă o altă formă. Aceasta din stânga este făcut acoperișul în 3 ape, aceasta o să vină în 2 ape. Am pus și boia în rogi. Mâine o să începem să facem frontonul. Acesta o să vină cu fronton, la fel ca la partea de sus. Să punem membrana deasupra la boia în rugi, picurătorii, închidem cu cavity closer și o să închidem și partea de deasupra. Deja mâine o să mergem să comandăm lemnul pentru acoperiș.